Au trecut 2 luni de când a preluat frâiele administrației Caracalene, iar Ion Doldurea dă dovadă că își respectă promisiunile din campania electorală. Atunci, în urma întâlnirilor cu cetățenii, au fost identificate peste 128 de probleme majore ce vor fi soluționate. Pentru a ține legătura constant cu aceștia, cei 10 consilieri locali ai PSD au fost desemnați să reprezinte administrația locală în câte un cartier. Astfel, prin proiectul inițiat de Doldurea, consilierul tău, există întâlniri în care cetățenii pot semnala în continuare problemele existente. Faptul că noi ne-am dorit întotdeauna să avem o întâlnire cu cetățeanul și doar cetățeanul să primeze, am făcut după alegeri întâlniri de prezentare a consilierului local din fiecare cartier. Ne-am dus în cartierul Gară, în Protoseni, în Bold, în toate cartierele din oraș și am prezentat consilierul, pentru că cei 10 consilieri ai PSD-ului sunt împărțiți și sunt din zone diferite, în așa fel încât să acopere toate cartierele din oraș. Prin acest proiect, edilul dorește să mențină constant legătura cu oamenii, astfel atât cetățenii cât și aleșii locali identifică împreună problemele orașului pentru a le rezolva. Avem dorința ca cetățenii să știe cui se adresează. Nu trebuie să vină toată lumea la primărie. Trebuie să vorbească cu consilierul, consilierul ridică problemele cetățenilor. În plus, mi-am dorit ca eu să continui întâlnirile cu oamenii, să vadă că nu doar din 4 în 4 ani venim să-i consultăm sau venim să asfaltăm un petec de drum, ci procesul continuă, trebuie să capete ușor, ușor încredere în administrație, că administrația le aparține, e administrația oamenilor, oamenii sunt cei care vor determina nevoile și în funcție de nevoile lor noi vom pregăti și bugetul și programul pe anul următor și pe anii care urmează. La întâlnirile din teren cu cetățenii nu participă doar consilierii locali, ci și primarul și viceprimarul Caracalului. Până la această dată au avut loc mai multe discuții cu oamenii din diferite cartiere. Ion Doldurea a câștigat alegerile de pe 27 septembrie și are alături de el 10 consilieri locali ai PSD. Până acum a făcut echipă cu Adrian Chesnoiu, dar după ce acesta va fi investit în funcția de deputat, edilul va trebui să-și caute un nou viceprimar.